Bună seara, domnilor și domnilor! Bine v-am regăsit la emisiunea Reflector Analitic. După cât te cunoașteți, Capitala are un nou primar interimar. Despre acest lucru ne-am propus să discutăm în cadrul emisiunii de astăzi, să vedem în ce ipostaze putem analiza candidatura Silviei Radu să vedem până la urmă care vor fi proiectele ce urmează să fie soluționate în cel mai stringent sau în cel mai restrâns termen, mai bine zis. Toate aceste lucruri le vom discuta împreună cu Valeriu Reniță, jurnalist. Bună seara, bine ați venit, domnule Reniță. Și Victor Poliacov, consilier pe SRM meci. CMC. Bună seara și bine ați venit în cadrul emisiunii noastre. Bine v-am găsit. Domnule Reniță, cu dumneavoastră aș vrea să încep această emisiune și să vă întreb. Cel puțin era acest pas, acest proiect politic vizibil ca să apară o candidatură care nu face parte din CMC, nu este atât de activă politic, ca să fie propusă pentru funcția de primar interimar în cele din urmă. Nu, pentru mine a fost absolut neașteptată ne această uh, numire, uh, dar. Uh, mai ales că este și femeie. Spune că ultima femeie care a fost în la cârma orașului capitalei noastre a fost cu 100 de ani în urmă. Nu m-am adâncit în istorie ca să văd cine anume. Bine, fiindcă este o femeie, sigur că ar fi bine să începem cu, cu a o felicita, cu felicitări. Încolo, probabil cel, cei care s-au gândit să o numească, cei care stau după această numire, au luat în calcul calitățile ei de manager, în primul rând. Este un manager, manager cunoscut, nu este un om public cu totul necunoscut, doamna Silvia Radu a încercat la alegerile prezidențiale, a candidat. Deci, pe mine, ca om care lucrez în acest oraș, nu locuiesc, dar am loc de lucru în acest oraș, mă interesează ca lucrurile să iei o altă întorsătură decât până acum. Și mă aștept ca un top manager, așa cum a fost ea la Gaz Natural Fenosa ori la Uniun Fenosa, cum o cunoaștem noi, această firmă, să se mobilizeze tot așa de bine, poate, să pui în valoare tot ce are cunoștințe, deprinderi ca să orașul nostru totuși să aibă alte șanse așa când vorbim despre un oraș european. Aș începe totuși cu o singură remarcă, observație, poate mai bine zis doleanță. Totuși sunt două lucruri diferite, a fi manager într-o campanie de succes și într-un manager în public chestia că o companie care face business are ca scop, ca sarcina numărul 1, banul. Să adună cât mai mult bani, profitul. Iar în calitate de manager public, omul ar trebui să aibă ca prim scop omul, binele lui. Deci confortul orașanului. Deci asta ar trebui să se întâmple în conștiința de manager a doamnei Silvii Radun următorul timp ca să aibă succes. Domnule Reniță, se tot vorbește în media că Silvia Radu ar fi o persoană de, din anturajul domnului Plahatniuc. Și atunci, dacă ar fi să, să mergem pe această ipoteză, atunci ultima redută a fost primăria, să înțelegem? Sau cum trebuie să delimităm lucrurile pentru a vedea clar ce, ce se întâmplă? Pe de o parte, retragerea domnului Grozavu, pe de altă parte, apariția doamnei Radu. Eu nu știu dacă da? informația asta a fost verificată, Prope, că ar fi a domnului Placatniuc. Astăzi, în general, deci dacă spui că aparține ceva domnului Placatniuc, ori că s-a întâmplat ceva și stă după asta domnul Placatniuc, aproape că e credibil. Dar cum stau lucrurile, într-adevăr, nu știu. Uh, știu că sunt uh, mai curând în prim plan acum spun niște contradicții uh, privind dacă legal ori nu legal a fost uh, dumnezei investit. uh, investite. Lucrurile astea, să vă spun drept, mai puțin mă interesează din motiv că legile noastre sunt foarte contradictorii și așa neauși vorbind în întotdeauna. Din cauza asta, uh, oricine ar sta în spatele ei, pe mine mă interesează ca, știți cum, ca pisica, oricare culoare ar avea, dar se prinde și Domnule consilier, haideți să vedem, pe lângă faptul că s-a discutat iarăși foarte controversată această personalitate pe parcursul zilei de ieri și de astăzi, domnul Reniță făcea foarte bine referire și la poziția mai multor fracțiuni din CMC, cât este de legal această numire a doamnei Radu în calitate de primar interimar. Vă rog. Da, chiar vreau să vorbesc pe acest subiect, deoarece, în primul rând, sunt juiz de profesiune da. și ar vrea totuși să argumentez poziția, numirea doamnei Radu din perspectiva legalității emitei unei astfel de dispoziții de către primarul general interimar, atrag atenție, deoarece este o chestie foarte importantă, anterior, domnul ministru da. Grozavu. Haideți să ne uităm ce spune buchea legii. Și mă Rău. refer acum la legea privind statutul municipiului Chișinău, care la articolul 17 prevede expres faptul că, că uh, viceprimarul este ales la propunerea primarului general, deci instituția primarului general nu, nu face referire la primarul general interimar, la propunerea primarului general, uh, primarului general. Așadar, în cazul în care, deja mai spune mai departe, arti, uh, aliniatul 2 din articolul 16, că în cazul în care uh, Consiliul Municipal Chișinău, uh, din diferite motive, scoate pe ordine de zi două ori consecutiv uh, uh, sau, nu vote, sau votează împotriva, împotriva, iarăși repet, primarul general are dreptul să numească viceprimarii prin dispoziția sa proprie, nu și viceprimarul, uh, nu și primarul general interimar. În așa ordine de idei, vreau să mai retrez faptul că în cazul cine spune nouă lege prin administrația publică locală în acest sens? Da. Articolul 34 face referire la faptul că în cazul încetării înainte de termin a mandatului și am să citesc chiar a mandatului, a suspendării din funcție sau imposibilității primarului de a-și atribuțiile, interimatul se asigură de drept de către un viceprimar. Deci, de un viceprimar, dacă primarul general este suspendat din funcție și așa mai departe. Deci nu și primarul general interimar. Uh, mai mult ca atât, uh, alineatul 2 din articolul 34 din legea menționată mai uh, anterior, despre administrația publică locală menționează că dacă viceprimarul din motive obiective refuză interimatul funcției da. de primar sau dacă primarul și viceprimarul sunt suspendați din funcție concomitent sau din anumite cauze, aceste funcții devin vacante și atunci, dar mai spune mai departe articolul că Consiliul Local în exclusivitate, Consiliul Local decide într-un termen de 5 zile candidatura unei alte persoane care va asigura interimatul acestei funcții. În aceste condiții cum, ce facem? Mergem la Curtea Constituțională pentru interpretare? Uh, chiar acum uh, finisăm uh, o cerere, deci conform contenciosul administrativ, suntem obligați să înaintăm o cerere prealabilă uh, uh, vis a -vis de uh, dispoziția emisă de primarul general și dacă din oficiu aceasta nu este anulată, atunci dar urmează să, ne, uh, să mergem în instanța de judecată care va decide legalitatea, știinicia, uh, emiterea unei astfel de dispoziții. Cu, cu toate că, repet, temeiuri de drept, deci uh, uh, este important ca uh, uh, cetățeanul să înțeleagă o chestie simplă. Legea, noi nu o putem trata, nu suntem în drept. Noi trebuie să o aplicăm stricto sensu. Deci cum prevede legea în fix? Noțiune după noțiune. Și la momentul de față nu, nu este competent primarul general, interimar, să-și delege viceprimarie. Nu este competent. Lingea nu oferă temeiuri pentru ca el să înainteze. Deci asta este. La da. momentul actual trebuie să înțelegem că deci, dispoziția în cauză este una ilegală. Da, domnule Reniță. Silvia Radu a acumulat 0,3% din numărul de voturi, mai concret 1740 de voturi în alegerile prezidențiale. De ce dau aceste cifre? Pentru că vreau să pornesc o idee pe care au enunțat-o iarăși mai mulți colegi ai noștri. De ce o persoană din afara Consiliului Municipal, în condițiile în care există persoane care au anumită experiență și ar fi putut ca să dețină funcția respectivă, pentru că primele acțiuni ale doamnei primarii interimar ne-a demonstrat că Dânsa studia organiograma instituției și până la urmă încerca și să facă cunoștință cu modul în care funcționează primăria. În, aceste, în acești parametri, carul se va mișca relativ mai greu din loc? Da, pentru ceea ce se întâmplă azi, adică pentru un manager da. care a venit într-o organizație ca să facă treabă ca spui totul la punct. Nu este relevant ce s-a întâmplat în opinia mea da. în alegerile parlamentare. Asta este un lucru, deci o nereușită a dumneiei. Ea a venit aici în calitate de manager. Nu este o noutate când în consiliile când în, în primării se numesc cu în calitate de interimar oameni din afara consiliului. Eu, mai, că frecventă. Nu știu cât de frecventă, dar mai sunt asemenea cazuri. Deci nu este, legea permite, în primul rând, în al doilea rând, dacă este un om care ar putea face față lucrurilor, s-ar putea să fie și din Consiliu, s-ar putea să fie și din afara Consiliu, și din primărie, și din afara primăriei, mă refer la organul executiv. Este important ca doamna Silvia Radu, dacă a fost instalată în acest fotoliu, acum că există un gol există un gol din cât înțeleg eu legal în această lege, este și vina liberalelor care au promovat-o cu mult sârg în Parlament și n -au, n -au, nu s-a avut timp ca să stea asupra legii este. deci legea respectivă după care a fost numită doamna Radu este rodul muncii legislative a Partidului Liberal și ei au promovat-o acolo cum au putut pentru că avea nevoie de asta deci însăși liberalei în Consiliul Municipal și domnul Chirtoacă și acum iată că ei s-au ciocnit, a venit ca bumerang golul Tot ăsta nu. împotriva lor. Bine. Dar, dar cum, mă scuzați că vă întreb, dar spuneți-mi vreo, cum explicați retragerea cel puțin al lui Nistor Grozavu doar în funcția de viceprimar? Pentru că Până la un moment dat se părea că dânsul și-a asumat o serie de responsabilități pe care urma să și le îndeplinească. Eu cred că și lucrul ăsta este evident, lucrul ăsta este legat de situația lui legală, adică de faptul că este orică bănuit, orică învinuit într-un oricare dosar. Probabil unii oameni în locul lui s-ar fi retras mai înainte. Eu cred că dacă ești deci, bănuit și ocupi așa un post, cel puțin trebuie pe un timp să te retragi până nu se discurcă judicata, deci ce, ce are cu tine. Cel puțin așa se fac, se fac în statele de drept. Așa spunea domnul Chirtoacă că chiar dacă statul nostru nu este de drept... El rămâne în continuare viceprimar. Asta înseamnă că rămâne un pic mai în umbră? Uh, nu știu. Eu, eu vă spun opinia mea. Da. Eu nu știu ce are de gând să facă dumnealui și... Deci, cum cu, deci, raportat la legalitate, câte e legaluri ori nu, da. vă spun doar că în, în locul dumnealui, probabil că alt om care respectă legea și legislația, și nu atât cât respectă legea și legislația, dar tradițiile europene pe care vrem să le încetățenim aici, în legis -ă, tradițiile, mă refer la un stat de drept, deci el ar fi trebuit, probabil, să se retragă chiar mai devreme. Deci s-a atras așa de târziu, deci a rămas în post de primar. Asta urmează să-l întrebăm pe dumnealui după un timp, probabil, când se va odihni după această decizie. Domnule Poleacov, Maia Sandu spunea că Silvia Radu sau despre această numire este un atac rider în stilul lui Plahotniuc. Au mai urmat de fapt și alte poziții ale consilierilor, ale colegilor dumneavoastră care aruncă piatra în grădina acestui partid. Până la urmă, care este starea de lucru și cei care ne vizionează probabil se întreabă de ce Codreanu și Radu, de ce aceste două candidaturi? Există vreo explicație plauzibilă? Am să încerc să vă răspund în felul următor. <coughs> Desigur că cel care încearcă să ne impună nouă tot în această țară, Eu coordinatore, cum o mai numesc, la sigur că de mult deja, dar acum, țin cont de ultimele situații care, care ne confruntăm acum și cu chertoacă și așa mai departe, dumnealui încearcă cumva să-și impună o candidatură a sa pentru viitoarele alegeri. El vrea să se asigure că în viitoarele alegeri uh, candidatura uh, care va fi propusă de dânsul va avea șanse reale să câștige. Uh, uh, a încercat până acum cu Nistor Grozavu, nu știu din ce cauză n-a mers cu dânsul, dar uh, noi cunoaștem că uh, dumnealui deja a dovedit și să-și uh, manifeste, uh, uh, să zicem așa, um, Uh, ideea conform căruia Partidul Democrat este unul uh, foarte bun și guvernarea Filip este unul extraordinar de bună. Am menționat-o deja asta într-un interviu. Uh, în fine, de ce nu am mers cu dânsul nu cunosc, dar la sigur că Silvia uh, Radu, candidatul, uh, candidatul, um, cer scuze, uh, primarul uh, general interimar, a, uh, instalat printr-o dispoziție, repet, ilegală este o candidatură numele lui și el încearcă să o promoveze acum acești doi ani de zile, ca uh, deja când o să Dumne ajungă... Culecov, în... acest intermat poate dura și până în 2019, la viitoarele alegeri. La sigur că poate dura. Haideți să ne gândim să uh, uh, înțelegem cum aceasta poate uh, să aibă loc. Da. Uh, partii de dreapta deja au uh, declarat boicot uh, acestui referendum, cu că consider că asta iarăși este o, uh, o cărămidă în zidul clădit de uh, Plahotniuc, uh, din ce motive? Ok, închipuiți-vă că uh, referendumul nu trece, da. așa cum își doresc uh, majoritatea partidelor de dreapta, inclusiv și uh, Maia Sandu, și uh, Dimitate și adevăr, și desigur că și Plahotniuc, uh, ce se va întâmpla? ok, nu merge atunci, dar eu cred că instanța de judecată oricum va emite o sentință prin care nu știu cât îi va da, dacă și vedem de eu și dacă nu va fi cazul ca și cu Gamrețchi, vreau câțiva ani vă da cu suspendare și va sta bine, mersi acasă și va continua reparația adânțului în apartament, dar în sentință va fi menționat, da, într-adevăr, trei ani în privățime de libertate cu suspendare și nu va putea ocupa o funcție uh, într-un organ, uh, funcție publică. Atunci, dar cu ce ne confruntăm noi? Ne confruntăm cu situația în care Silviu va conduce până în 2001, deoarece, în cazul în care el nu va fi demis prin referendum, ci pur și simplu va fi emis o sentință, alegerile anticipate nu se vor organiza, Ce vom avea situația în care Silviu va fi bine mersi în postul, în fotoliul de, de primar general interimar până la sfârșitul anului. Și atunci, dar. Omul pus de plahotnic va avea posibilitatea acești doi ani ceva să mai fac așa de ochii lumii, să arate cetățenilor că uitați-vă, doamnelor și domnilor, eu ceva încă mai pot să fac, eu sunt candidatură perfectă și atunci doar plahotnicul va fi pregătit deja pentru alegerile următoare. Și Doamne ferește să, să aibă câștig în aceste alegeri, atunci dar ne vom abate cu situația în care il coordonatorii va acapara totul ce a mai rămas încă în acest stat. Să nu uităm că municipiul Chișinău, de fapt, este un, nu doar capitala țării noastre, ci este un oraș strategic, deoarece 75% din toate, toată economia țării este concentrată anume în capitală. Și desigur că nu poate el să nu pretindă la fotoliu, de fapt, un om pus de-al lui să pretindă la fotoliu de primar General. Domnule Reniță, astăzi, în cadrul unui briefing, liderul PD întreba, cel puțin retoric, așa am sesizat noi ziariștii, întreba Partidul Liberal și Partidul Socialiștilor de ce, în condițiile în care au mai multe mandate în CMC, nu au putut ca să desemneze un, un primar interimar și nu au putut debloca starea de lucruri din primărie, în condițiile în care PD-ul are un singur consilier. Până la urmă lucrurile pentru noi au rămas incerte. În general vă spun ca om care a lucrat cel da. puțin patru ani în administrația publică locală că ceea ce se întâmplă în Consiliul Municipal de-a lungul anilor. A anilor nu numai vorbesc numai de mandatul respectiv doi ani dar în general pentru mine este mai mult decât o curiozitate. Deci oamenii e atât de mult deci, și atât de deschis își afișează interesele, am în vedere, consilierii, și au făcut at -o un gem de probleme încât ei singure mă tem că nu le mai pot, ghemul ăsta nu mai pot, nu mi-a găsi capătul. Din cauza asta, eu mă gândesc că era bine, nu știu dacă Silvia Radu, oricine, cine credeți dumneavoastră, să fie un om uh, puternic ca manager, dar totuși din afara primăriei, din afara organului executiv și din afara uh, Consiliului Municipal. Dar Pentru cine că credeți nu trebuie că trebuia să delegeze acest primar interimar. Nu știu, oricine. Acolo... Chiar și acea fracțiune care are un singur mandat sau se mergea pe idee de majoritate? Pentru As, că cineva, ascult, din analiștii, spuneau că deci ești, nu Deci da. nu, deci eu înțeleg aici că sunt împins subtil ca să dau răspuns la o întrebare care depinde ca jurnalist și ca om nu mă prea privește. Da. Deci, i, i, Așa cum există și de mult și se folosește în politica noastră și în publicistică și în jurnalistică mâna Moscovei, și, și au ajuns în anumite cazuri ca expresia asta să fie ridicolă, pentru că e folosită... Și ironizată, al... da. Da, da. Așa, de la un moment dat, se folosește expresia mâna lui Plahatniuc. Deci... Cui e dragă și cine vrea să vadă asta, imediat o invocă. Și ea poate, tot apare în, în unele cazuri, absolut ridicolă. Eu nu știu dacă. Deci, este candidatura lui Plahatniu. Nu știu. Dacă ar fi a domnului Plahatniu candidatura și e o candidatură bună și să fac treabă, ce se întâmplă, de fapt? Avem de câștigat ori de pierdut. Nu știu. Lucrurile astea, adică legate de, politică? de scenarie și de apartenență politică, pe mine m-ar interesa un singur lucru. Oricine ar veni acum în, în, în locul domnului Chertoacă, că doamna Silvia Radu, că va sta jumătate de an, un an, doi, pe mine mă interesează ca om care, locu care sunt în orașul ăsta, care am loc de lucru în orașul ăsta, lucrurile să se miște odată și odată din loc. Să nu se mai fac atâtea uh, uh, ilegalități în oraș. Mă refer și la demolarea monumentelor de istorie. Mă refer și la parcurile care sunt... Lăsate de izbelești. Da? Și lăsate de izbelești, dar unde se construiesc ilegal case și cetăți. Mă refer la începând la drumuri și la tot ceea ce înseamnă serviciu public. El, lucrul ăsta trebuie să fie și se poate mișca din loc și ridicat la alt nivel, la alt nivel calitatea serviciului public. Asta mă interesează pe om, pe mine ca om care mă plimbă. În rest, bine, dacă candidatura e a Partidului Democrat, ori e a alui partid, altui partid, că s-au făcut intrici, că eu știu, pe cetățeanul simplu asta trebuie să-l intereseze. Dacă este ilegal, asta e altă treabă, da. Dacă este ilegal, de acord. Deci să facă demersurile liberale, chiar cred că au să reușească înaintea socialiștilor, să facă demersuri și la curte și să -și încerce să -și repare propria greșeală, probabil. Da. Domnul uh, haideți să vedem. Au urmat pe parcursul zilei de ieri și de astăzi anumite demisii ale funcționarilor din primărie, așa cum se vehicula? Sau a fost un zvon? Uh, din câte înțeleg și cel puțin am urmărit uh, site-ul oficial al primăriei, nu este încă uh, plasată vreo dispoziție, semnată de către Sfă de radul, prin care af, uh, au fost uh, eliberate în funcție, care, uh, cineva din demnitar. Uh, Nici nu știu la moment până, până ce încă nu știu dacă se va recurge la această chestie, dar uh, cum se spune, noua văet la nouteul în domnul, adică Probabil că vor fi astfel de acțiuni, dar în cazul dumneiei eu nu m-aș uh, uh, niterăpi să bă, din, da? din simplu motiv că, repet, uh, uh, numirea ei în funcție va fi, uh, și dispoziția prin care ea, a fost numit în funcție va fi atacată în instanța de judecat. Și foarte posibil că... Uh, nu, să pres da. Nu știu, sper, chiar sper, că instanța de judecată va emite o a, o hotărâre așa cum prevede legea și normele legale a, atunci, dar toate dispoziții prin care ea îi va, a, 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 să zicem așa, da afară da? acești funcționari din Primăria municipiului Chișinău, vor fi declarate ilegale și atât timp cât ei nu vor fi la postul de muncă și după aceea vor fi întoși și înapoi, desigur că primăria va suporta cheltuieli pentru plata salariului și așa mai departe, codul muncii, asta ne spune nouă. Uh, și totuși am vrut să fac o referire deoarece Rup. ați, ați uh, specificat Consiliul Municipal Chișinău, de deci el nu poate să, da. nu a putut viceprimarii să-i să de Aici iarăși vreau să fac o referire la norma legală, în care spune că, da, într-adevăr, Consiliul Municipal trebuie să voteze candidaturile viceprimarilor, dar, iarăși, norma specifică clar la propunerea primarului general. Deci nu poate să înainteze candidaturile uh, Consiliul Municipal Chișinău. Deci chiar și dacă um, uh, Consiliul Municipal Chișinău ar avea doar o singură fracțiune din 51 de consilieri, 51 de consilieri din 51 posibil, chiar și în, acest, uh, în această oră de idei nu ar putea Consiliul să voteze cineva din viceprimari care să asigure uh, lucrul în uh, CMC. Deci Chiar și noi fiind o fracțiune, cu toate că nu suntem majoritară, dar. Domnule cea mai Puleacu, mare, nu dar am avut să trăcă. presupunem că până în momentul în care instanța de judecată se pronunță asupra legalității investirii în funcție, vreau să vă întreb, acele proiecte care au fost inițiate de Dorin Chirtoacă și au planat asupra lor incertitudinea, se va face lumină? O să încercați cel puțin să cereți ca anumite acte să vă fie puse la dispoziție? Veți avea vreo conlucrare? Uh, cu cine în direct? Cu, cu, uh, cu doamna Radu. Uh, Pentru că știu să... că la un moment dat chiar în acest studiu spuneați că consilierii, cel puțin din partea Partidului Socialiștilor, se confruntă cu o problemă. Nu au acces la date oficiale și la documentele pe care ar trebui să le fie oferite. Într-adevăr, așa și este și nu este vorba doar despre cel mai recent timp, dar îndeoște începând cu da? 2015, de când am a, a început mandatul noului Consiliu Municipal, al noilor consilieri. Într-adevăr, ne, ne confruntăm foarte des cu situația în care ori, în deoștie, nu ne dau răspuns atunci când noi solicităm informații, informații oficiale în timp ce administrația publică locală executivul este obligată să o prezinte la solicitarea consilierului mai mult ca atât nu peste un jumătate de an ci dacă este nevoie chiar în același moment nu sunt convins că domniei va putea influența cumva starea de lucru și chiar și pe viitor ne vom uh, confrunta cu astfel de situații Um, da. Domnule Reniță, data de 19 noiembrie, vine să clarifice, să tai acest nod gordian? Mă refer la referendum. Credem că la ziua <laughs> Nu. <laughs> Urmează <laughs> să avem un referendum în capitală și respectiv dacă se prezintă numărul necesar de concetățeni la urnele de vot, atunci... Da. Atunci sigur că Comisia Electorală ar trebui după asta, dacă se prezintă și este înlăturată conform referendumului, dar el trebuie întâi, mă rog, rezultatele referendumului trebuie validate. validate, da, legal. Bine, dacă se întâmplă lucrul ăsta, sigur că trebuie să urmeze alegerile peste un timp. Nu știu, piste, jumătate de an, peste un an. 90 de zile, maxim. No. Trebuie să, trebuie să fie spite ziua alegerilor anticipate. E instituită ziua, dar când va fi alegerile, nu, 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 Deci în termen de 90 de zile, Comisia Electorală Central urmează să stabilească, în interiorul acestui termen, data alegerilor da. anticipate. Bine. Deci să sperăm Bine, că da, asta va fi. Și atunci deci, ce cetățenii vin poate să dea un nou curs veții politice și din Chișinăușa, veții sociale? Să, văd, să vedem ce, ce decizii au cetățenii, pentru că vedeți că situația este destul de complicată. De moment ce Partidul Socialist practic a rămas singurul partid cu influență care cere acest referendum, celelalte partide deci au o altă opinie sau la un moment dat s-au decis să aibă o altă atitudine față de acest referendum. Să vedem care va fi rezultatul. E greu de, e greu de spus. Cred că nu, a, astăzi e greu să găsești un, un Comentator politic, ori un un, da, un, -un Data de 19 rezolvă multe probleme? Lasigur că rezolvă. La sigur că rezolvă, deoarece, odată ce primarul general va fi destu... da. revocat din funcție prin referendum, cum și-am menționat anterior, urmează să fie declarate alegeri uh, anticipate pentru funcția de primar general al municipiului Chișinău și atunci, dar noul primar general ales prin vot liber, deschis de către cetățenii municipiului Chișinău, va fi instalat în funcție. Desigur că se va debloca o un... situația complet, complet, deoarece menționez legea Republicii Moldova, fac acum referire la cele mai importante, prin care atât executivul, cât și organul deliberativ, administrației publică, cele da. locale, își desfășoară activitatea sa. Este vorba despre legea prin statutul municipiului, Chișinău și prin administrația publică locală. Pune bețe în situația în care, în roate, în situația în care viceprimarul care asigură interimatul, nu are posibilitatea să să-și execute în deplin. A sale, astfel cum o poate face primarul general, ales de către, iarăși repet, ce Astfel, dacă e să noi. concluzionăm ceea ce spuneți dumneavoastră, domnul Grozavu și-a și -a depășit atribuțiile de la funcție. Sigur, la sigur că și-a depășit. Însă decizia, dispoziția, pardon, prin care a fost numită Silvia Radu în funcția de, Dar de, și de domnul primar Codreanu. general. Da, la sigur, ambi, ambii, deoarece ambele, ambele dispoziții sunt uh, ilegale, deoarece, repet, nu poate uh, vi, uh, primarul general interimar uh, să imita uh, astfel de dispoziții, să numească viceprimar și uh, la sigur că nu poate să-și uh, să dea man uh, uh, mandatul de primar general interimar și să prezinte un alt primar general interimar. Nu este posibil, legea nu nu permite asta mai mult ca atât în cazul în care primarul general interimar, deci cel care asigură interimatul funcției, se dezice, atunci, dar urmează ca în, în albi articolului 34 al alineatul 2 al legii prin administrația publică locală, urmează ca Consiliul Municipal Chișinău să, în termen de 5 zile, să propune, propune candidatura pentru funcție de primar general interimar. Și iarăși, acesta va accede în această funcție doar dacă va obține votul la majorității consilierilor. Domnul Renițe, cum a fost posibil ca din trei viceprimari, cel puțin legal pe care avea posibilitatea să-i numească primarul general, ne-am trezit într un moment dat cu un singur viceprimar. Unul fiind anchetat, mă refer la domnul Cotez, după aceea s-a retras, unul neexistând din oficiu și Până la urmă ne-am pomenit în situația în care domnul Grozavu era și viceprimar și primar și toate celelalte. erau o singură vioară. Eu cred că lucrul ăsta, tot, tot uh, borșul ăsta a fost uh, preparat de către liberali. Sigur că anumite forțe, anumite forțe politice din uh, Consiliul Municipal au... Și viziunile ar... diferite? Vă referiți la faptul fărmițării și uh, în același ordine de idei a faptului că nu am avut un partid care să aibă majoritatea, da? Și asta ar fi o, o cauză. Da, vroiam să spun da. că anumite forțe din Consiliul Municipal <laughs> au încercat să oprească multe acțiuni considerate de ei ilegale a primarului uh, Chirtoacă. Deci, practic, toți acești doi ani, dar și mai înainte, deci în mandatul trecut, foarte multe acțiuni a domnului Chirtoacă au fost contestate. Dumnezeu lui are foarte multe dosare, chirtoacă, în, în, în care își așteaptă executarea. Apropo, cei ce știm noi, la prima vedere, despre care vorbesc factorii din instanța de judecată, este doar o parte sunt foarte multe dosare care își așteaptă executarea, pot să vă spun de unul, de exemplu, eliberarea ilegală a unui șef de direcție încă în 2010, când colegul nostru de studiu vorbea despre faptul că trebuie să plătească primăria foarte mulți bani pentru oamenii care au fost eliberați ilegal. Păi iată, unul din ei, un șef de direcție, Vasile Panfil, am scris despre cazul ăsta ca jurnalist. Deci el a fost eliberat încă în 2010 și a câștigat toate, în toate instanțele. A avut trei dosare și împotriva lui intentate de către primărie. Le-a câștigat. A fost eliberat din, din, funcții, a câștigat dosarul. Și acum deci, încearcă să se restabilească. Deci îi vine la fel, nu știu de ce, la fel de greu. Eu știu că dosarele de astea sunt foarte, foarte multe. Domnule, Iată... Regeța, se deverește faptul ce spunea ex Filat în ultimul său discurs în Parlament că există o serie de dosare care urmează să bucnească din orice clipă. Domnia s făcea atunci o, o previziune sau era foarte bine documentat și știa ce, ce urmează. Eu cred că el cunoștea foarte multe lucruri ca prim-ministru și ca șef de partid, și ca om în genere influent în, în Republica Moldova. Dar eu mă refer la. -ă, ca da, să răspund la da, întrebarea dumneavoastră, de ce s-a întâmplat și s-a întâmplat în genere, de unde s-a pornit? S-a pornit de la faptul că fiind, asigurându-se o acoperire politică de către Partidul Liberal, domnul Chirtoac și-a permis foarte multe lucruri care ori stau pe muchia legalității, ori sunt ilegale. Și acum el iese la iveală doră până la urmă domnul Nestor Groza cine este nu este un fost membru sau poate nu știu mai este membru activ a, a partidului liberal. Iată faptul că domnul Ghimpu cu deci ca cu titlul de lider a partidului și cu titlul de rudă a lui a da. domnului Chirtoacă, s-a implicat mereu în, în activitatea primăriei și a făcut o acoperire politică la toate ilegalitățile lui a și El a și pierdut, dar uitați-vă ce, ce s-a întâmplat. Deci, practic, a rămas primăria ca o, deci, ca o stână hăituită de lupi acum. Da. Nu i-ați întrebați care este stăpânul, de ce nu sunt primari la locul lor, de ce nu sunt așezați oamenii să lucreze, din cauza asta. Din cauza asta că ei au făcut tot ce le-au trăsnit în, în cap da. în această primărie. Domnule Poliacov, eu vreau să terminăm această emisiune prin faptul ca să aruncăm lumina asupra datei de 19 noiembrie. Iarăși fac referire la referendum. Până la urmă, spunea și domnul Reniț, reiterez și eu această poziție, partidele politice se canferesc sau cel puțin nu și-o vociferează poziția lor raportat la ceea ce urmează să se întâmple, iată, în două săptămâni de zile. Pe cine contăm cine mai susține referendumul organizat de Partidul Socialiștilor. La un moment dat, pe CRM-ul, dacă nu mă înșeală memoria, spunea că este necesar acest referendum și îndemna ca să ia opoziție. Ceilalți, ce zic? Eu vreau să spun în felul următor și să da? răspund în felul următor la această întrebare. În primul și în primul rând, referendumul este susținut de cetățenii municipiului Chișinău. Aceasta am observat-o chiar la începutul uh, toate acestei copii, deci începând cu uh, crearea grupului de inițiativă care a colectat semnăturile și care a dat dovadă, nici, nici nu că a dat dovadă, ci uh, a prezentat opinia cetățenilor atunci când, uh, odată ce instanța de judecată a oferit un termen de 60 de zile pentru a colecta semnăturile și când a fost necesar doar o săptămână de zile pentru a colecta 10% din numărul cetățenilor cu drept de vot la noi în, în municipiul Chișinău, deci aceste semnături au fost colectate uh, de câteva ori mai rapid. Asta denotă faptul că cetățeanul și este primul care susține referendumul și care uh, este pentru acest referendum. Uh, deja, ce, dacă e să venim în albia faptului că multe partide și în primul rând partidele de dreapta au declarat boicot uh, acestui referendum, păi vreau să vă spun că ei doar joacă uh, doar uh, dacă putem să spunem joacă joaca lui Plahotnyuk deoarece, cum am menționat și un pic anterior, da? în primul rând, faptul că nu vom avea un primar general ales de cetățeni, el nu își va putea executa pe deplin competențele oferite de primarul general, fiind doar interimar. Al doilea moment este ce că... Odată ce partidele dreapta au declarat boicot și um, este evident că urmăresc țeul ca referendumul să nu treacă. Și atunci dar se pune întrebarea: întrebare. Dacă voi nu doriți ca acest referendum să treacă și dacă Chertoacă vă părăsi această funcție, deci nu ne vom combate de situația în care Silvia Radu va conduce până la sfârșit, până în 2019 și acum este joaca. Nu lui Plahotniuc, eu din cetățenii pur și simplu să analizeze situația corect și să vină, da. totuși, în ziua de 19 noiembrie, să-și manifeste spiritul său civic activ, așa cum este necesar într-o societate democratică, și prin referendum să-și expună poziția sa. Da. Dorește sau nu dorește? Domnilor, invitație, vă mulțumesc pentru prezența în studio și pentru explicațiile pe care le-ați oferit telespectatorilor. Vă mai aștept și cu alte ocazii pentru a dezbate și alte subiecte. Stimații telespectatori, doamnelor și domnilor, a fost reflectorul analitic. Sunt Vlad Madan în numele întregii echipe. Vă mulțumesc pentru atenție. O seară bună!